S-a dat startul sezonului de tabere luni pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie. În vacanța de vară vor fi 10 serii de tabără a câte 6 zile. În Gorj vor sosi tineri din mai multe județe: Brăila, Constanța, Dolj, Tulcea, Galați, Buzău, Giurgiu, București, Ilfov. Noi suntem foarte bucuroși când vedem că județe care au și ele potențial turistic trimit copii la noi și asta este un semn foarte, foarte bun. Asta cunoscut fiind faptul că noi am fost una dintre direcții care n-am mărit prețul. Deci de 3 ani de zile prețul la cazare la Săcelul este 30 de lei. În afara condițiilor de cazare și masă foarte bune, elevii care vin în tabără au parte de un program încărcat de activități. Vor face excursii pe diferite trasee turistice care includ mănăstirile, peșterile, operele sculptorului Constantin Brâncuș și se vor organiza activități sportive și jocuri de tabere. Am făcut tot ce ne-a stat în putință să asigurăm condiții bune atât pentru sportivii noștri, cât și pentru tinerii atât din Goci, cât și din afară care ne-au călcat pragul. Și acum de ce să nu o spunem, ei sunt cea mai bună reclamă. Sportivii noștri prin rezultate care ni le aduc bucurie, eu zic, tuturor gorjenilor, nu doar nouă direcții. De asemenea, în vacanța de vară vor fi trimiși în taberele de pe litoral peste 650 de elevi și cadre didactice.